Incendiu de proporții la un magazin și o hală de producție mezeluri din Sântuhalm. Alarma a fost dată în această dimineață în jurul orei 5. Și potrivit pompierilor, focul a pornit de la magazin, iar ulterior s-a extins și la hală, a cărei activitate a fost întreruptă de mai mult timp. Intervenția pompierilor a durat aproape 3 ore, fiind una dificilă, pentru că presiunea apei din hidranții aflați în apropiere era scăzută. Astfel au fost solicitate mai multe echipaje din alte localități. În această dimineață, puțin înainte de ora 5, în Sântuhalm, a izbucnit un puternic incendiu la un magazin construit în prelungirea unei hale de producție, a cărei activitate era întreruptă de mai mult timp. Inițial au intervenit pompierii detașamentului DEVA, dar, din cauza propagării cu repeziciunea flăcărilor, a fost nevoie de echipaje de sprijin și autospeciale de la detașamentele din Hunedoara, Orăștie, dar și de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Simeria. De la magazin, focul s-a extins la acoperișul întregii hale, suprafața totală arsă fiind de aproximativ 1500 de metri pătrați. Pentru că era pericol iminent ca flăcările să cuprindă și o casă de locuit, aflată chiar lângă hală, pompierii au acționat în paralel și pentru a ține sub control flăcările care amenințau această construcție. Intervenția echipajelor de pompieri a fost dificilă atât din cauza suprafeței foarte mari cuprinsă de flăcări, cât și din cauza presiunii mici a apei din hidranții aflați în zona de acțiune. Autospecialele au fost realimentate cu apă de mai multe ori de la alți hidranți aflați la un kilometru distanță. Nu s-au înregistrat victime, iar incendiul a fost stins. Cauza producerii acestuia a fost un scurt circuit la instalația electrică a magazinului.